Ce simțiți acum, după această eliminare? Vă dați seama că cea mai neagră seara mea la CFR Cluj. Așa eliminare n-am avut de când sunt antrenor, nici la CFR, nici la Unirea Urceni, cu o echipă mai slab cotată. E prima oară în cariera mea. Și, sincer, nu mă așteptam, mai ales că am avut și 1-0 și 2-1. Și cred că am gestionat greșit finalul de meci și minutul 88 și cred că 118 am luat gol. Ce să zic, băieții s-au bătut. Știam că va fi foarte greu. Cei de la Armenia au crezut până în ultima secundă. Iar la penalti, când o să fie penalti, de acum plec acasă. Am mai zis că n-am câștigat și nu știu ce se întâmplă. Zic că e un blestem. Iar... De dimineață nu m-am simțit bine pentru că în ziua meciului doi titulari s-au accidentat, așa din senin. Denis Colinger, nu e asta scuza că am pierdut, Doamne ferește. Dar zic, bă, ceva nu e în regulă, cum doi jucători. A zis că se simte rău și nu poate să joace. Și când făceam faze fixe, a venit la mine Mistrati și a zis că îl doare spatele și vrea să ducă înăuntru. Și atunci am zis, bă, așa ghinion, sper să nu fie și diseară ghinionul ăsta. Că până la urmă când iei gol minutul 118... A fost și o neatenție, dar și puțin ghinion, cred eu. Ce să mai zic, vina în primul rând a mea, jucătorii și-au făcut datoria, dacă cineva trebuie iertat și făcut, eu sunt, n-am luat deciziile cele mai bune, că dacă le luam, tabela arăta altfel. Băieții s-au bătut, au avut ocazii, Bălcădean a apărat și penalti. Acum trebuie să fac o analiză clară, dar nu astăzi. Mâine n-avem timp, că sâmbătă e alt meci. Dar e clar că e o dezamăgire cea mai mare din cariera mea la CFR Cluj. Lipsă de valoare sau lipsă de experiență în gestionarea acelor faze pe finalurile? M-am zis, n-aș vrea să critic jucătorii pentru că eu sunt vinovatul principal. Au fost armenii mai puternici din punct de vedere psihic, mental, pe final de meci? Dacă au apărut, cel puțin din tribune, așa s-a văzut. Dacă au câștigat, dar... Băieții s-au bătut, au revenit, au făcut 2-1, putea să facă și 3-1. Cei din Armenia au crezut foarte mult. E clar, au avut și o primă foarte mare, dar nu mai contează nimic după un meci în care îl pierzi. Adică, de fapt, nici n-am pierdut, că am făcut două egaluri. Dar la penaltiuri, v-am zis, sunt blestemat. Nici nu știu dacă vreodată voi câștiga în carieră. La fel ca și cu supercupele. Cred că am pierdut vreo 4 și am câștigat doar una. Supercupa și penaltiile nu sunt pentru mine, cred eu. Pe banca asta pentru că v-ați simțit rău sau ca să vă liniștiți puțin? Nu, n-aș fi vrut să creez probleme, că știi cum e în fotbal. Acum o lună erai cel mai bun și acum nu mai ești bun de nimic, așa e peste tot. Și am zis să stau să mă liniștesc, să nu intru în niște polemice. Dar e clar că sunt foarte trist, mai trist dată nu se poate. N-am cuvinte. Singurul lucru care putem face, să încercăm să ajungem în grupele Conference League și să facem puncte acolo. Să adunăm niște bani pentru club, că asta e cel mai important acum. Și pentru România să strângem puncte. Dar și ca să ajungi în grupe, conferințele, tot așa, trebuie să câștigi duble. Dacă le joci, nu poți să le pierzi. Reacția fanilor, ați auzit-o? Da. Nemulțumiți. Păi, cum vrei să fie fericiți când te elimină campioana Armenia acasă? Normal că nu sunt fericiți. Îi înțeleg și normal să zică ce vor la ora asta. Devine o problemă majoră acum? Din punct de vedere financiar, faptul că CFR Cluj nu continuă... Da, eu sunt convins că toate echipele care joacă în Europa vor să facă bani și FCSB și Craiova au avut problema asta, dar merg în continuare înainte. Asta trebuie să facă și CFR cu dezamăgire, cu supărare și vedem ce va fi în continuare, ce se va întâmpla. Simțiți că era acestui rezultat 1-0 care vă plăcea foarte mult să încheie încet, încet? Nu plăcea 1-0, mie îmi place orice victorie. Asta s-a greșit când s-a spus. Eu vreau 5-4, 7-0, nu mai contează. Victorie să fie. M-am obișnuit prea mult cu victoriile și când pierd chiar nu sunt fericit, mai ales un asemenea meci de o asemenea importanță pentru club și pentru toată lumea care e aici. Sunt convins că și conducătorii sunt foarte supărați la ora asta și au de ce aveau mari speranțe, pentru că echipa arăta bine în pregătiri. Începusem bine și în Armenia, după care a venit înfrângerea din Supercupă și accidentările din ziua meciului. Dar, per total, până la urmă, cei care au jucat în locul
Denis și lui Vito și-au făcut datoria pe un și cu Grahovaț. Chiar n-am ce să le reproșez. Aveți așa o explicație de ce defensiva CFR-ului nu mai e la fel de exactă cum era în primele sezoane cu dumneavoastră? Da, se mai schimbă și jucătorii, se mai schimbă și antrenorul. Se mai întâmplă multe, dar toți jucătorii care au jucat azi au câștigat campionatul trecut în apărare. Cei patru fundași erau cei titulari, trei sunt titulari la Naționala României, dar am luat gol la fază fixă. Știam că Mario trebuie să meargă pe linia porții, n-a ajuns la minge, iar al doilea gol, acolo e golul care ar trebui să reproșez mai mult. Și de la distanță, portarul respinge și pe acolo nu era niciun fundaș de-al nostru. Mai ales că erau trei fundași centrali la momentul ăla. Ar fi trebuit să gestioneze altfel fundași centrali. Dar n-aș vrea să dau vina pe ei, pentru că când pierdem, toată lumea pierde. Dacă dau vina pe cineva, n-ar fi corect. Eu pe mine dau vina. 100% e vina mea pentru această eliminare. Mi-o asum 100%. Este o problemă și generală de mentalitate în fotbal românesc, pentru că se pare că ni se deschid niște uși, inclusiv cu acest traseu al campioanelor și eventual apoi și alunecare în Europa League și așa, pentru că mi se pare că, nu știu, câteodată ne speriem de ceea ce putem să realizăm și clacăm exact în momentul în care... Eu zic că anul ăsta aveam șanse mari. Dacă câștigam azi, indiferent cum, la penaltiuri, aveam șanse mai mari ca anii trecuți. Așa simțeam eu, dar nu mai pot să dovedesc, pentru că nu mai suntem în Liga Campionilor. Le-am și zis la băieții înainte de meci, am suferit un an foarte mult să ajungem în Liga Campionilor. N-aș vrea să plecăm așa repede din Liga Campionilor. Asta o să fie foarte rău, nu știu câte zile va trebui ca să ne revenim. Sigur va fi foarte greu în continuare. Pentru Petrila, cât de greu va fi să-și revină după acest penalt? Petrila, eu am ratat și la mondiale. El a dat gol, era 2-1. El și-a făcut datoria, a ratat penalti. Nu o să cert în viața mea un jucător prin ce am trecut eu după mondialul din 94, când am ratat penaltii. 3 luni de zile n-am vorbit cu nimeni. N-aș vrea să dau vina pe un jucător care ratează penaltii. Nici dacă ratează cu poarta goală. Pe mine mă deranjează dacă nu se bat. Dar mă gândesc că e afectat, că l-am văzut plângând. Eu zic că o să-i treacă, e tânăr. A dat un gol foarte frumos. Eu zic că își va reveni Petrila. Asta e părerea mea. O să sufere câteva zile, dar... El a dat și gol, azi n-ar trebui să fie așa supărat, mai ales că și Camora a arătat, capitanul echipei, care e o legendă aici. Cam așa se întâmplă în fotbal. Credeți că va fi o presiune și mai mare pe dumneavoastră după acest eșec, după această eliminare? Normal. Normal. Tot timpul a fost presiune, dar fiind cel mai rușinos rezultat din cariera mea, mie nu e rușine că am jucat și am făcut egal, dar așa o să se spună, e normal să fie presiune. Eu personal n-am avut așa rezultat cu o echipă care a fost mai slab cotată decât noi. Pentru că asta e adevărul, ei mai slab cotați. În rest, uitați-vă la cariera mea de antrenor în România și o să vedeți că nicio echipă mai slab cotată nu m-a eliminat. E prima oară. Dar nimeni nu e perfect pe planeta asta. Simțiți că veți avea în continuare sprijinul finanțatorului, patronului și după acest... Ce întrebare asta? Trebuie să-i întrebați pe ei acum, normal, că știți și voi în fotbal. Prietenia e când... merge bine, că nu merge bine, antrenorul plătește. Deci, asta puteți să întrebați pe cei care conduc și în seara asta nu cred că e bine, sau mâine, să vorbim sau să se ia decizii. Ar fi bine, liniște, cât putem liniște, că n-ai cum. Și să vedem ce facem sâmbătă, că va fi începe campionatul. Sunt conștient că va fi foarte greu iar, pentru că dacă era o victorie, o calificare, altfel stăteau lucruri. Chiar dacă câștigam Supercupa și pierdeam azi, tot supărare era. Ăsta era meciul cel mai, cum am zis, era vital. De aceea n-am trecut niciodată la CFR până aceste momente, prima oară. Și vedem cum se va gestiona. Clubul decide, patronul, eu sunt aici să muncesc, să fac treabă, dar vă dați seama că moralul meu în momentul ăsta e foarte rănit. N-aș vrea să dau vina pe nimeni, nimeni și nimic, doar pe mine, atât.